Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți! În acest episod o să vorbim despre cum să-ți faci propriul tău pământ de răsaduri. Haideți să începem! Perioada în care vom începe să semănăm semințe pentru a ne face răsaduri nu este foarte îndepărtată, de aceea m-am gândit să fac acest episod acum. Cu toții știm că un sac de pământ de răsaduri este destul de scump și dacă tu ai în plan să faci mai multe răsaduri și să le transplantezi, ai nevoie de mai mulți saci de pământ de răsaduri. Și asta poate să devină chiar scump. Eu m-am gândit că ar fi mai bine să ne cumpărăm ingredientele de care avem nevoie pentru a face acest pământ de răsaduri și să ne-l facem chiar noi, făcând astfel economie. Haideți să vă arăt care sunt ingredientele. Dar înainte, te-aș încuraja să te abonezi la canal, să-i dai un like și chiar să scrii un comentariu în secțiunea de comentarii. Oricare ar fi comentariul, important e să scrii un comentariu, orice îți trece prin minte. În acest fel, YouTube, algoritmul YouTube va promova acest video și astfel grădinari pasionați ca și tine vor afla această informație. Mersi mult pentru suport. Hai să vedem care sunt ingredientele. Deci ingredientele sunt următoarele, vi le prezint de la stânga la dreapta. Baza este turba. Turba este foarte bună, deoarece are niște proprietăți extraordinare în a reține apa și avem nevoie, pentru ca să avem răsaduri sănătoase, de un material care să rețină apa, turbă horticulă. Vă rog de la început să ignorați firmele, că nu fac rețetă, n-am vreo afiliere cu vreun producător de turbă sau perlit sau compost. Pur și simplu astea sunt cele pe care eu le-am găsit la magazinul de bricolaje pe care l-am în zonă. Puteți să folosiți de la orice firmă turbă și celelalte materiale. Ok, deci turba foarte bună pentru că reține apă. Apoi avem perlit, deoarece turba reține apă, dar nu prea are proprietăți de drenare, rădăcinile pot să putrezească. Din această cauză avem nevoie și de un material care ajută cu drenarea. Și am cumpărat și perlit. Deci turba pentru a reține apa, perlitul pentru a o drena și pentru a adăuga și un pic de fertilizant, fiindcă avem nevoie și de fertilizant, am cumpărat compost. Compostul are rolul de a fertiliza. Am luat un mic recipient pentru a putea să mixez ingredientele. Începem prima dată cu turba. 4 măsuri turbă. Luăm pur și simplu așa cu mâna. Trei măsuri compost. Și o măsură de perlit. Adăugăm și un pic de apă. Și mixăm totul. Amestecăm totul bine. Individual luate, aceste ingrediente sunt mai ieftine decât dacă ai cumpăra pământul de răsaduri gata făcut într-un sac. Și face o economie destul de bună. Având cel mai bun și mai calitativ pământ de răsaduri posibil. Până la urmă avem absolut toate elementele necesare, cum am zis, turba pentru reținerea apei, perlitul pentru drenaj, compostul pentru fertilizare, pentru a da acea hrană necesară plantelor. Mai ales e foarte important ca să ai hrana cea importantă la începutul vieții plantelor. Bineînțeles, dacă vrei, există și o variantă mai ieftină decât asta. Ai putea pune două părți
turbă, la o parte perlit, și să mergi doar cu mixul ăsta simplu. Ar lipsi compostul din acest mix, n-ar fi partea de fertilizant. Cu toate astea, semințele vor germina și dacă le vei transplanta destul de repede în grădină, urmând ca în grădină, odată transplantate, să le dai fertilizare sau să le dai fertilizare lichidă sau de altă natură în timp ce sunt încă răsaduri, semințe germinate, poți merge și pe varianta aceasta, să pur și simplu să pui turbă cu perlit. Baza este turba. Bineînțeles, ați văzut că eu am luat cu mâna, asta denotă faptul că nu este o măsurătoare exactă, adică dacă puneți un pic mai mult, un pic mai puțin dintr-un ingredient, nu e nicio problemă, nu este o știință exactă, se poate și așa, adică chiar n-ar fi nicio problemă dacă puneți un pic mai mult dintr-un ingredient. Pe urmă, bineînțeles, dacă aveți alveole din acestea sau mai mari sau de altfel, acestea urmează să fie umplute cu acest mix pe care l-am făcut, cu acest pământ de răsaduri, și urmează să semănați ceea ce doriți dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să dați un like, vă rog să vă abonați pentru că să urmeze alte videouri mult mai interesante anul acesta și mai interesante. O să încercăm să creăm o comunitate în acest an în care să schimbăm idei și cred că o să fie un an de grădinărit bun. Dați un like, abonați-vă și împărtășiți acest video, vă rog, cu prietenii noastre care au nevoie de această informație. Mulțumesc foarte mult, ne vedem data viitoare. Pa!